Oameni buni, eu nu vă mint, nu joc teatru, nu sunt la circ, pentru că nu sunt actor. Sunt un om simplu care de azi înainte scot adevărul la iveală. În primul rând, dumneavoastră, domnul Ladislau Alexandru, oprește-te, că de acum eu zic adevărul la lume despre dumneavoastră. În al doilea rând, din cauza ta, nevasta mea este în spital. În al treilea rând, ai abandonat-o. În 91, în spital, a adus aminte. 90-91, anii ăștia. Ea s-a îmbolnăvit. Este dovezi clare. După aia, ai bătut-o. Ai dat clopata în cap, din cauza asta, nevastă acum suferă în spital. Ai fugărit o timp de iarnă, de te săraca fată, discursi pe zapadă. Ai obligat-o să facă avort, să o primești acasă. Săracă nevastă, a avut viață chinuită cu tine. Măi, omule, te rog frumos, ascultă ce zic eu. Oprește-te, că eu nu mă las. Te fac de, zic și adevărul la lume. Recunoaște tu, ca să nu zic eu. Ai făcut pușcărie că ai intrat peste oameni în casă. Da? Abandonat copchila pe Alexandra și ai adus-o acasă după 5-6 ani. Și când ai adus-o acasă, eu nu știe să vorbească românește? Ai făcut multe care eu să le zic pe față, să le zic. Iar cu treaba cu Alin, oamenii să știe, a fost gravid cu ăla și ai obligat-o să dea copilul afară ca să poți să primești acasă. Îi doresc moartea. Și tati, ești mai beritorule. Că eu auzi că adevărul în față. De azi înainte, dacă tu nu te oprești, eu cu adevărul la lume. A fost mulți care le frică de tine, dar mie nu mi-e frică de tine. Cu adevărul meu, mie nu mi-e frică de tine. Da, oameni buni, întrebați-l, deși am adunat copchila și multe, multe chestii, deși spune belitorul. A făcut și pușcării. A făcut. Este adevărat domnul Alexandru, Ladislau? Eu unul îl zic. Mă zic pe ochii mei. Să rămân chiar dacă te mint. Te rog frumos, oprește-te, că eu zic adevărul la lume. Și am multe lume de acolo din sat. Uite satul ăla, Archita, și niestul de fapt. Acum tu te dai că, vai, eu sunt pocăit sfânt, eu sunt un om sfânt. Dar trecutul tău, deci nu-l pui la lume. De ce-ți bați joc de nevastă mea? Răspunde la lume și te rog frumos, oprește. Dacă nu te oprești, eu nu te amenință. Eu te-am pupat, îți doresc multă sănătate, te respect ca tată, socru, dar zic adevărul la lume. Zic. Eu, în primul rând, atâta zic. Salut, sănătate la Dumnezeu și ai mare grijă. Ești cu dovezi clare asupra ta. Întrebați-l oameni buni
Și asta a auzit în videoclipul ăsta, nu trebuie să-l pierd acum. Să vedeți ce spune. Că vă dă bloc. Când aude de bielitorul, când aude de pușcărie, când aude adevărul. Și tată ești. Tu. Domnul Alexandru. Te rog, zi adevărul la lume. Hai, că apar cu mai multe dovezi.